Pentru că trăia într-o zonă izolată și nu avea cum să ajungă în timp util la spital, o femeie a fost nevoită să-și facă singură operația de cezariană pentru că nu mai putea suporta durerea. O mexicancă în vârstă de 40 de ani, mama a încă 8 copii, locuiește într-un mic sat din munții din sudul Mexicului. Toată familia locuiește într-o casă ce are o singură cameră, fără apă curentă, canalizare sau curent electric. În urmă cu 2 ani, femeia pierduse un copil din cauza travaliului prelungit. Așa că la sorocul noii sarcini, după 12 ore de travaliu și fără niciun alt ajutor, ea a decis să se ajute singură. Nu mai puteam suporta durerea. În cazul în care copilul meu urma să moară, atunci am decis că va trebui să mor și eu. Dar dacă avea să crească, aveam să vă crescând și aveam să fiu cu copilul meu. Am crezut că Dumnezeu ne va salva viețile amândurora, a declarat ea. A folosit 3 pahare de alcool și un cuțit de bucătărie. Femeia, dovedind o mare stăpânire de sine, și-a secționat abdomenul de 3 ori prin piele, grăsime și mușchi. Ea a tăiat uterul longitudinal și, stând într-o poziție ghemuită, a reușit să nu atingă cu lama cuțitului organele interne. După aproximativ o oră, a reușit să scoată bebelușul, un băiețel, și din fericire copilul a putut să respire și să plângă imediat. Femeia nu a sângerat excesiv și a putut să-i ceară unuia dintre copiii ei să cheme o asistentă locală înainte să își piardă conștiența. Ulterior, asistenta i-a închis tăietura folosind un ac obișnuit de cusut și un fir de bumba. Mama a fost dusă la cel mai apropiat spital, la capătul unui drum, a cărui parcurgere a durat aproximativ 8 ore. Acolo, chirurgii s-au asigurat că nu există risc de septicemie sau răni ale organelor, au închis operația complet și au tratat-o cu antibiotice. La 10 zile de la operație, pacienta și-a revenit și a fost externată din spital. Relatează mesajul.ro.